Medicii care au asigurat cele 11 linii de gardă din Spitalul Municipal de Urgență Roman susțin că anul acesta sărbătorile au fost ceva mai liniștite în această perioadă, prezentându-se la spital doar 314 pacienți, din care au fost internați numai 84. În perioada 31 decembrie 2016, 01-02 ianuarie 2017, la Centrul Primiri Urgențe s-au prezentat 314 pacienți. Din aceste 314 prezentări, 84 au fost internați. Ca și decese, au fost 4 decese la nivelul spitalului, 2 din CPU și 2 de pe secții. Au fost prezentări cu agresiuni fizice, colici biliare, colici renale, atacuri de panică, pacienți cu etilism acut, cu colică abdominală, insuficiență respiratorie, plăgi înțepate sau înjunghiate. La trecerea în noul an, la maternitatea Roman au venit pe lume 6 copii, 5 prin naștere naturală și unul prin operație cezariană. Cea mai tânără mamă a avut 18 ani, iar cea mai coaptă 40. Copiii sunt sănătoși, iar starea de sănătate a mamelor este și ea normală. Ca și nașteri, sau în perioada 31-02 ianuarie 2017, au fost 6 nașteri, din care a fost o cezariană. Au fost 4 băiete și 2 fete, cu greutate la naștere maxim 3800 grame și minima a fost de 2900 grame, 5 din mediul rural, 1 din mediul urban, Avgaro la naștere 9, iar capusă a fost între 18 și 40 de ani. Începând din 3 ianuarie și Spitalul Municipal de Urgență Roman a intrat în program normal, reluându-se consultațiile în ambulatoriile de specialitate, iar cazurile grave fiind internate prin Centrul de Primire Urgențe. Medicii de la Roman sunt deciși ca și în 2017 să asigure servicii medicale de calitate romașcanilor și celor din cele 27 de comune ale zonei metropolitane.